dintre dumneavoastră, ca atare vreau pe domnul Domnului Ion, să preia lucrările ședinței, în sensul să o facem pentru depunerea jurământului în ordine alfabetică a consilierilor ale celor mandate de validat. Vă rog. Domnișoară, domnilor și domnilor, avem două puncte pe ordinea de zi. La punctul 1 este depunerea jurământului de către consilieri declarați adresi, care cu mandat au fost validate și prezent la ședință. Și punctul 2 este depunerea jurământului de către primarul ales, domnul Cucimaru George Valeriu. Voi da citire în ordine alfabetică, tabelul consilierii pentru depunerea jurământului. Ciovacă Paul Dor, PNL. Eu, Ciofalcă Paul Doru, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Didă Virgil, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac de bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doică Șervan Adrian. Eu, Doică Șervan Adrian, consilier în cadrul Consiliului Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Thank you.
E restul constabil. Eu, Fierescu Constantin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Gogo Ion, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Isare Diodor, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederea articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mă scuzați. Iordache Florentin, Alianța OSR. Domnul președinte, alfabetul este cu... Discutați-vă pe listă, de la prima ședință de depunere a pronunțului, volum cu IS, cu IO, cu I... și așa mai departe. Domnul președinte, după cum știți, așa am primit la verul într-o mii de ani. Nu puteam să facă o așa. O consemnăm și vom ajunge la persoana rolandă. Eu, Iordache Florentin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 per 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificări și completări ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiori de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu.
Scrisoarele de la obținitoare în numele organizatorilor îmi invite domnul Iescu Alexandru Penel. Eu, Iliescu Alexandru, consilier în cadrul Consiliului Municipiului Roșiori de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Mirea Adrian Căsădere. Eu, Mirea Adrian, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, depun în fața dumneavoastră, a Consiliului Local, următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede, așa să-mi ajute Dumnezeu. Nuțu Ioan Perele. Eu, Nuțu Ioan, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să ne ajute Dumnezeu. Aici, Roxana Maie. Eu, Pencea Roxana Maria, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac
cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Piper Savu Cristiana Mirela, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019 privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Sărarul George, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Scarlat Sorin Florin, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, cu numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiori de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Stăvărache Gina, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului, numărul 57/2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Unde sunt Mihaela și Vera? Eu, Unteșul Elvira Mihaela, consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Roșiori de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Eu, Cârciumaru Gheorghe Valerică, primar al municipiului Roșiorii de Vede, în conformitate cu prevederile articolului 117 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 57 pe 2019, privind aprobarea codului administrativ cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință
tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Roșiorii de Vede. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna subprefect, doamnelor și domnilor consilieri, îmi pare rău că această ședință de constituire a noului Consiliu Local se desfășoară în astfel de condiții austere. Nici nu se poate vorbi de o ceremonie, din păcate. Principalul motiv este, știți foarte bine, pandemia. Dar mai a fost și o altă problemă, acele prevederi interpretative din codul administrativ, care a făcut ca nici măcar toți consilierii să nu fim aici. În sfârșit, sper să trecem cât mai curând peste această situație și să nu fie afectată activitatea Consiliului Local în mandatul care urmează. De aceea nici eu nu am să rosesc un discurs de investitură, ci doar am să vă spun câteva lucruri acum la început de mandat, având în vedere că vom avea suficient timp să discutăm mai multe și să ne cunoaștem. Vă felicit, doamnelor și domnilor consilieri, pentru mandatul obținut și, în general, pentru rezultatele obținute la alegerile din 27 septembrie. Consiliul Local, nou investit, se compune din membrii de la trei partide cu doctrine diferite, ceea ce este însă expresia cea mai elocventă a democrației, în care vreau să cred că cu toți credem. În afară de democrație, membrii Consiliului Local trebuie să aibă un alt liant care să ne unească în activitatea pe care urmează să o desfășurăm, și anume interesul cetățeanului. Interesul cetățeanului pe care cu toții l-am invocat în campania electorală și materiale electorale pe care le-am dat alegătorilor pentru a câștiga încredere. De acum, Consiliul Local trebuie să fie acea entitate care trebuie să lucreze în folosul comunității. Administrația municipală, Roșiorii de Vede, are multe obiective, chiar foarte multe, care trebuie să îndeplinite în așa fel încât să răspundem nevoilor legitime ale cetățenilor. Și când spun asta, mă gândesc la salubritatea orașului, care este departe de ceea ce presupune un oraș curat și civilizat. Mă gândesc la faptul că în municipiul nostru 40% din cetățeni nu au canalizare, 30% nu au apă curentă. Gândesc la faptul că infrastructura rutieră este departe de ceea ce înseamnă o infrastructură urbană. Infrastructura pentru activitatea de cultură și pentru agrement este nici măcar în stadiu de șantier și în stadiu de preșantier. Activitatea de asistență socială, de siguranța cetățeană, de antreprenoriat, sunt alte domenii în care fiecare dintre dumneavoastră ar trebui și sper să vă aduceți contribuții. Vă invit, dragi consilieri, mai ales pe cei care sunt la primul mandat, să vă însușiți regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local, dar și restul de legislație care se referă la administrația locală. Asta pentru a vă cunoaște atât drepturile, dar și datoriile.
Am depus astăzi cu toții un jurământ. Sper să nu uităm. Pentru că dacă nu uităm, atunci vom da prioritate intereselor comunității și vom lăsa mai la urmă interesele de partid sau de altă natură. Vă doresc succes și vă mulțumesc că ați venit. Felicitări tuturor, mult succes! Fiind de prinzat ordinea de zi, vă mulțumesc!